Orașul Ungheni din Republica Moldova este situat în imediată apropiere a Uniunii Europene pe malul râului Prut. Orașul se întinde pe o lungime de 9 km de-a lungul frontierei cu România. Ungheniul este un important nod feroviar și punct de frontieră vamal, fiind supranumit Poarta de Vest a Republicii Moldova. El este centrul de reședință a raionului Ungheni. Populația lui atinge cifra de 39.000 de locuitori, plasându-se în grupul celor 4 orașe de mărime mijlocie din Republică. În ultimii ani, Ungheni a devenit un important centru industrial și cultural. Orașul Ungheni, fiind situat la frontieră cu Uniunea Europeană, tinde spre standardele unui oraș european și are tot potențialul necesar pentru a atinge acest deziderat. În topul proiectelor noastre de viitor este transformarea Ungheniului într-un centru cultural, economic și turistic național. Iar cei care doresc să participe la dezvoltarea orașului pe viitor, le oferim facilități investiționale, deschidere spre colaborare și, desigur, ospitalitate. Prima atestare documentară a Ungheniului o avem într-un hrisov de la Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, datat cu 20 august 1462. Numele inițial al localității a fost Unghiul, probabil de la un unghi perfect pe care îl formează aici râul Prut. Cu numele său actual Ungheni, localitatea apare în documente abia în secolul XVII. De-a lungul istoriei, Ungheniul se dezvoltă și se extinde datorită așezării sale geografice la răscrucea traseilor comerciale. Orașul Ungheni se află la o distanță de 105 km de Chișinău, capitala Republicii Moldova, și la 21 km de Iași, important centru industrial, cultural și universitar din România. Un rol hotărător în ascensiunea sa l-a avut construcția în anii 1871-1875 a căii ferate Chișinău-Ungheni-Iași. Direcția căilor ferate din Basarabia de atunci decide să construiască și un pod feroviar peste Prut. În acest scop, îl invită pe celebrul inginer francez Gustave Eiffel să proiecteze un pod rezistent și imun la revărsările Prutului. Gustave Eiffel avea 44 de ani când a venit în Basarabia și era deja apreciat pentru lucrările sale inginerești. Construcția podului Eiffel de la Ungheni nu a durat mai mult de un an, iar în primăvara lui 1877 el a fost inaugurat într-o atmosferă festivă. De-a lungul unui secol și ceva, acest pod, ce cântărește 355 de tone, a rezistat mai multor inundații, războaie, bombardamente și nu a avut nevoie de nicio reparație, chiar dacă trenurile au circulat pe el fără întrerupere. În 1990, după căderea cortinei de fer, românii de pe ambele maluri ale Prutului s-au întâlnit pe acest pod, participând la podul de flori. Astăzi, stația feroviară Ungheni este un punct internațional de trecere a transportului feroviar de mărfuri și de pasageri, ce reprezintă cel mai mare nod de cale ferată din vestul țării. În gară intră trenul Chișinău-București. Cât va staționa trecând procedurile vamale, să mai răsfoim puțin filele istoriei. În anul 1944, Ungheniului i-a fost conferit statutul de oraș. Fiind unul din puținele puncte de trecere la frontiera dintre Uniunea Sovietică și România, această localitate se dezvoltă vertiginos. Prin Ungheni treceau marfarele și trenurile de pasageri ce călătoreau de la Sofia sau București spre destinații precum Chișinău, Kiev, Moscova și alte orașe importante din Uniunea Sovietică. Deliciul turiștilor era și este până în prezent momentul de schimbare a roților de tren din gara Ungheni. Asemenea scene rare se pot urmări doar în câteva localități post-sovietice, printre care și la gara Ungheni.
Procedura de schimbare a roților durează câteva ore și presupune ridicarea vagoanelor cu tot cu pasageri, schimbarea roților și reasamblarea trenului. Ea se datorează ecartamentului mai larg al rețelei sovietice de căi ferate, proiectate și construite astfel din raționamente strategice după 1945. Acest ecartament este cu 89 de mm mai mare decât cel obișnuit din majoritatea țărilor lumii. Un alt vestigiu al perioadei sovietice este și această mică porțiune de sârmă ghimpată, rămasă ca amintire după scoaterea în 2011 a instalației de sârmă ghimpată, ce a stat de-a lungul frontierei de pe Prut timp de 60 de ani. După proclamarea independenței Republicii Moldova, Ungheni este primul oraș din țară care a beneficiat de un nou plan urbanistic general, elaborat ca urmare a acordului dintre guvernele Republicii Moldova și României în septembrie 1996. Conform acestui proiect, orașul e împărțit în zone locative, zone industriale, zone de agrement, parcuri, etc. Zona industrială a Ungenilor adăpostește mai multe fabrici și întreprinderi din diferite ramuri ale economiei, ce au rădăcini adânci în tradițiile și ocupațiile locului. La Ungheni se află cea mai mare fabrică de covoare din Moldova și una din primele 50 de fabrici de covoare din lume, Covoare Ungheni. Produsele acestei fabrici sunt exportate în aproximativ 30 de state din Uniunea Europeană, CSI, America și Asia. Cumpărătorii din țară și de peste hotare apreciază covoarele de la Ungheni pentru calitatea și frumusețea lor. La Ungheni, tradiția ceramicii vine din vremuri de demult. Cercetările arheologice efectuate aici au scos la iveală numeroase exemplare ale culturii cu cutei în tripolie, datate cu mileniile 5-4 înainte de Hristos. Astfel că întreprinderea ceramică Ungheni vine să continue tradiția olăritului de pe aceste meleaguri. Ea funcționează din 1957, producând o gamă largă de obiecte de ceramică de uz casnic și decorative, pe care le comercializează atât în țară cât și în străinătate. Produsele ei ajung în țări precum Bulgaria, România, Germania, Polonia, Rusia, Turcia, Siria, Elveția, Franța, Statele Unite ale Americii și altele. Dacă veniți prin aceste locuri, e păcat să plecați fără o sticlă de balzam sau de divin marca Ungheni Vin. Fabrica de vinuri din localitate este specializată mai cu seamă pe producerea de divinuri și vinuri, atât pentru piața internă, cât și pentru export. Fabricate din soiuri selecte de struguri, după rețete perfecționate în timp, divinurile de aici sunt înalt apreciate de consumatori, dar și de specialiștii în domeniu. În 2002 a fost înființată Zona Economică Liberă Ungheni Business. Așezarea geografică strategică a zonei economice favorizează atragerea investițiilor locale și străine. În Zona Economică Liberă Ungheni Business activează 39 de rezidenți cu investiții străine și mixte în diverse ramuri economice. Aici există toată infrastructura necesară pentru dezvoltarea unei afaceri, apeducte, sisteme de telecomunicații și termificare, gazificare, energie electrică, depozite, accesul la căile de tranzit și vamale de ieșire spre Europa Centrală, precum și la traseele de legătură cu Nordul, Centrul și Sudul Republicii. Ungheni este unul din cele mai verzi și curate orașe din Moldova. El este faimos prin Aleea Castanilor, care se întinde pe o distanță de 3 km pe bulevardul central al orașului, fiind una din cele mai lungi alei de castani din Europa.
În plus, Ungenul este orașul parcurilor frumos amenajate cu lucrările sculptorilor moldoveni și străini ce participă periodic la taberele de creație organizate de primăria orașului. Turiștii care vin la Ungheni se pot delecta cu frumusețele naturale, cu tradițiile populare și obiceiurile locului, cu mâncărurile tradiționale pe care le pot gusta în localurile din oraș. Cazarea la hotel nu este o problemă. La Ungheni sunt hoteluri confortabile și bine amenajate. Terase și restaurante. Printre atracțiile turistice ale locului se înscrie și Biserica Sfântul Alexandru Nevski, monument istoric și de arhitectură de importanță națională, devenit nu doar un centru spiritual al orașului, ci și simbolul acestuia. Construită după proiectul renumitului arhitect Alexandru Bernardați la începutul secolului trecut, această biserică este o bijuterie a arhitecturii ecleziastice rusești. În perioada sovietică, ea a fost transformată în muzeu. A fost reparată și redeschisă ca lăcaș sfânt în 1989, devenind de curând catedrală episcopală. O altă relicvă istorică este Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, cel mai vechi lăcaș bisericesc din orașul Ungheni. Biserica a fost înălțată la sfârșitul secolului XIX de principele Constantin Moruzi, descendent al unei influente dinastii fanariote, care își doarme somnul de veci într-un cavou de marmură. El a ales pentru construcția bisericii cel mai înalt loc din Ungheni, astfel încât Sfântul Lăcaș să fie văzut de către toți locuitorii, iar de pe clopotnițe se poată fi văzut orașul Iași. Arhitectura bisericii în formă de cruce cu 9 turle de diferite dimensiuni impresionează și astăzi. Din 1961, timp de câteva decenii, Lăcașul Sfânt a fost lăsat de izbeliște. Biserica a fost redeschisă la începutul anilor 90. Primăvara și vara sunt anotimpurile cu cea mai plină agendă culturală a orașului. În această perioadă, aici se organizează târguri populare, Festivalul Internațional de Muzică și Dans Hora de la Prut, Tabăra Internațională de Sculptură și Hramul Orașului. Orașul Ungheni se poate lăuda cu mai multe colective de creație faimoase, nu doar în țară, dar și peste hotare. Ansamblul de dansuri populare Struguraș, Ansamblul de dansuri sportive Nostalgie, formația de tineret X-Band. Ungheni este și un centru educativ. Aici funcționează mai multe instituții medii și superioare de învățământ. În 2011, acest oraș a fost declarat Capitala Tineretului. Ungheni este un oraș cu mari perspective de dezvoltare, iar atul său principal este deschiderea pentru noi proiecte, investiții și idei. Orașul Ungheni este un oraș mic, cu inimă mare, în care îți dorești să revii. Și nu doar pentru locurile pitorești, dar în mod special pentru oamenii care trăiesc în acest oraș, care sunt dornici de oaspeți. Îmi place să spun că Ungheniu este poarta spre Europa, o poartă deschisă pentru cei care vor să ne viziteze, să ne cunoască mai bine. Vă așteptăm cu drag la Ungheni. Ungheni este un oraș prietenos. La ora actuală, el este înfrățit cu 6 orașe din Europa și America.
Locuitorii lui ospitalieri și binevoitori se bucură când cineva le trece pragul și fac în așa fel încât micul lor oraș cu inimă mare să fie îndrăgit și de cei ce-l vizitează.